Una dintre cele mai apreciate artiste ale tinerei generației. E frumoasă, talentată, mereu sinceră, directă, dezinvoltă și are și cu cine se semene, pentru că Teo Roz, oameni buni, este acum aici împreună cu mama ei, doamna Nina, dar și cu sora ei, Raluca. Să le poftim! Sărut mâna! Muzica e potrivită, surprize, surprize. Astăzi am întâlnit familia pe canapeaua noastră. Teo Roz, te rog frumos să iei un loc cu sora și cu mama ta. Să rămână doamna Nina, ce faceți? Bine v-am găsit. V-au zis fetele astăzi te iubesc? Da. Bravo. De ce minți că nu ți-am zis? Dar oricum, ca idee, te iubesc. Adică ca idee, ca te iubim. Așa, deci ca idee, te iubim. Dar doamna Nina... E obligatoriu, e musai. E musai, nu puteți să scăpați un pic. Adică dacă ziceți ceva ce nu e cum trebuie, imediat vă corectează. Da, e cam dificil de la o vreme. Perfect. E 11 ani e diferența între Raluca și Teo Roz? Da. Și între ele mai e un frate? Da. Nu? Da. Norocul meu că nu se vede. Perfect, nu se vede, corect. Ea n-a e bine asta, măruță, câteodată par eu mai bătrână decât ea. Nu cu, cred. Cu machiajele astea și cu toate cele, câteodată pare să... Dar nu e de la machiaj, dragă, e de la natură, uite-te la mama. Îmi place competiția asta. Și ce-am făcut? Eu seamăn cu tactul sau ce-am? Dar ești perfectă. Ce care e? Mi se pare firesc. De o roză cu 11 ani mai mică decât Raluca, dar din câte știu eu, Raluca este persoana care te-a ajutat ca tu să ajungi la televiziune cu microfonul în mână. Nu? Da, gen. Nu, e așa, sacrificat copilăria, viața, haide, zi. Sora mea m-a învățat tot ce știu, adică dacă vorbesc frumos, dacă, nu știu, sunt așa, am o prezență aparte pe scenă și, uite, de exemplu, când port costum popular, îmi e foarte greu să mai stau eu deșanțat așa cum stau eu în general când mă îmbrac eu cu hainele alea rupte cu care mai vin eu pe la tine, știi? Pentru că sora mea mă caftește. Adică? Costumul popular trebuie respectat, trebuie să ai o poziție aparte atunci când îl porți. Ea m-a învățat toate lucrurile astea, m-a învățat cum să mă comport, m-a învățat foarte mult. Da, am avut și cu ce să lucrez, adică am avut material bun, știi? A fost așa că... Dar fii sincer, nu te-ai enervat niciodată? Ba, cred că au mai fost și perioade în care m-a enervat. Totuși, 11 ani diferența, tu aveai 20 de ani când ea avea 9 ani. Vrei și tu să ieși cu un băiat sau să se întâmple ceva? Asta mică nu te lăsa niciodată, nu? Ce făceam, tata? Nu era chiar așa, nu, n-a fost era? Niciodată așa. Am părătoră. Ia zi. Ți-a zăpăpat cu ei pe... No, dacă mai zici așa ceva... Bă, n-am văzut, dar peste tot spune asta. Cu câți, mă, că m-am pupat și eu cu unul. Cu ăla cu care te-ai pupat, m-am dus și i-am zis. Mă face deci cum? Tu ai văzut că se pupă cu un băiat și te-ai dus și ai spus tatălui tău? Da, bravo, stăteam la poartă, băi, mă trimitea ea pe mine în casă. După ce că nu mă lăsa. După ce mă plimbam cu ei puțin, știi? Zicea, Teo, hai, du-te în casă, că vin și eu în două, trei minute. Și eu stăteam la poartă așa, după lemne și mă uitam să văd ce faci. Nu vrei să știi, decât să te știe ea cu ceva, mai bine te împuște, are o gură. Ideea este că tot din dragoste făcea asta, știi? Era așa protectivă, ia cu mine, dacă poți să-ți imaginezi asta. Doamna, dumneavoastră, v-a fost greu cu ele? Cu fetele? Cu băiatul presupun că a fost cel mai ușor, nu? Sau nu? Ți închipui că n-a fost deloc ușor. Am momente când mă uit în spate și mă gândesc, nu cred că am fost eu acolo. Deci, adică nu vă vine să credeți cum te-ați rezistat? Deci, pe cuvânt, nu... Să știi că mama a fost prietenă cu noi mai înainte de orice și cred că asta a ajutat foarte tare. Că puteam să ne deschidem sufletul în fața ei și era așa o persoană foarte, foarte deschisă. Și practic e cea mai bună prietena voastră. Da, evident. Și le-am acordat libertate să se exprime, să... E bine asta, trebuie nu? Să fii viu, nu? Viața trebuie trăită și trebuie să fii viu, să reacționezi la ce te împunge, nu? Că dacă nu reacționezi, corect. Ești plantă. Adică dacă ești cocoloși, cocoloși, la un moment dat te izbește viața și nu știi cum să te descurci. Am avut un moment după ce a plecat Raluca de acasă, că eu am mers de mână cu ea. Să nu se înțeleagă că eu am plecat de acasă, că am fugit de acasă. A plecat m-am dus la școală. Și luând contact cu altă lume, da, a venit acasă și mi-a spus, zice, dragă, pentru ce fel de lume m-ai pregătit tu? Nu cred, de ce? Pentru că se lovea de tot felul de probleme cărora trebuia să le facă față, nu mai ești lângă mama și atunci și-a dat seama că, practic, fiind foarte elegant, foarte manierat, foarte la locul tău, nu prea răzbești să mai intri pe undeva, adică, și am avut acest gen de reproș. Și după aia ia zic să o las eu mai male cu ăștilați să poată să intre. Da, care mine... va să zică numai cu mine a fost treaba asta, știi? Păi, de-aia pe mine la 14 ani mi-a zis,
Hai, la București cu tine. Du-te, du-te, învață să trăiești, fata școala mamică. Vieții, da, asta este, le spune celor de acasă, că atunci când te-ai născut tu, tatăl tău și-a luat concediu de paternitate, pentru că dumneavoastră lucrați, nu? Da. Și practic tot greu a căzut pe tatăl tău, dar mai mult cred că tot pe Raluca. Da, da, cât, da, cât eram la școală, tata stătea cu Teo și când veneam de la școală, mi-o plasa mie, până exact venea mama de la... Aveai 11 ani, ce? Uite, joacă-te și cu asta mică. Exact. A fost o perioadă grea, pentru că a trebuit să mai facem niște școală ca să, pentru serviciul în care am ajuns. Și atunci făceam și naveta la București, frecvent. Mamă, deci practic începuse școala din nou. Și era cumplit de greu. Dacă nu era totul ață, nu mergea treaba. Am niște amintiri cu mama de când învăța. Deci stătea până la 2-3 dimineața și învăța săraca și scria ca să învețe, scria păi tot noi, ce da, citea noi din carte. Noi bătrânii așa am învățat, conspectând. După ce făcea temele cu mine, stătea să învețe pentru facultate. Adică, na, niște vremuri de-astea. La e deșteaptă, mama mea are școală, mă! Vă înțelegeți? Dar acum vă simțiți mândre? Au trecut toate vremurile alea grele, acum aveți două fete mari pe care vă puteți baza oricând, așa e? Deci e... Sau doar pe una vă puteți baza mai mult? Se întâmplă ceva ce n-am visat, ce n-am avut curaj să visez, adică sunt minunate, iar acasă nu pot să spun ce se întâmplă când ne strângem toți. E... Perfect. Nu. Acum, doamna, o să facem în felul următor. Eu am un test ca pe TikTok. Nu aveți cont pe TikTok? Numai acolo n-are. Deci numai acolo. Pe Facebook aveți, pe Instagram da, aveți? Da. Și vreau să vă întreb ceva. Când intrați pe postările de Instagram ale lui Teoro sau ale Ralucăi și mai citiți tot felul de comentarii de pe la hater care mai zic lucrurile un pic mai puțin plăcute. Nu lasă ca mamă, simțiți nevoia să intrați, să trimiteți mesaje? Ce ai, mă, cu fata mea? Ce ai zis? Mă omor asta, ce ai? Nu pot. I-am zis, mă rog la Dumnezeu, zic, Doamne, iartă-i că nu știu ce spun. Da, ați simțit nevoia, este? Vai, de... deci, a făcea așa într-o perioadă, chiar făcea. Deci, erați dumneavoastră pe Facebook așa și mai citeți comentarii, nu? Nu vrei să știi. Ce? Doamne. Mi-ați mai răspuns? I-am stocărit pe aia pe acolo să văd cine sunt, ce sunt, cum sunt. Unde stau, ce mănâncă? Și am văzut că-s prăpădiți unii, dă-i încolo. Ziceam lui tata Ioane, urcă-te mașină, mergem la garaț. Deci citeați comentarii acolo și când vedeați că e ceva mai neplăcut. Mai la început, acum nu mai citesc, da, că mai îmi crește tensiunea. Dar la început cum erați? Vă stărea inima din piept, este? Doamne, ferește, fierbeam. Și le trimiteați, le răspundeați la comentarii? Nu prea am răspuns, că sunt bine instruită. Mai răspundeai, zic, mai. A răspuns? Da, păi de asta s-a oprit, că l-am dat, i-am zis, păi mamă, nu-ți bate capul că o să fie de ăștia o grămadă. Eram și în perioada aia, că nu mă urmăreau așa mulți oameni, adică i-a răspundea la aia doi care comentau, știi? Unul dă bine și unul dă rău, știi? Și da, mă, dar ca părinte nu poți. Te doare, îți dai seama când ce tu știi că lucrurile stau altfel și când vezi că se trebuie câte unul să scrie ceva dar acolo. Dar nu poți să scrii până nu crești tu un copil, până nu-l aduci la lumină, te apuci să zici. Deci să zică ăla care a crescut copii și care, cam ăsta e conceptul nostru. Corect, bă, și erați cu telefonul în mână și ai, tu știi tu mai bine cum e ea sau nu? Nu vrei să știi. Era. Am scris la un moment dat, când a dat cineva un comentariu din ăsta mai urât, am scris tot istoricul lui Teo. Dumnezeu? Că a luat capacitatea cu 10. Că am scris tot, că a luat nu știu câte trofee la concursuri. Deci tot. Dar știi cum? Îmi veneau așa, avalanșă. Deci nu puteam să scriu cât de repede îmi veneau. Și Teo zice, mamă, potolește-te, mă, ce ai, că ăștia nu se opresc. Dai să scrii, dai să... dai. Și ați apucat să trimiteți mesajul? Cum să nu? A apărut acolo CV-ul, deci biografia. Așa. Foarte frumos. Da, uite, acum cel mai important e că aveți așa două fete mari, aveți și un băiat care e la fel pe propriile lui picioare și asta contează. Nu, și am înțeles că părerile, nu toate părerile contează, contează cele care contează. Exact. Și am văzut fotografia aici, aici cred că este bunica, nu? Da, mama e. O pupăm pe mama e, cred că se uită la noi acum. E la mine acasă și are grijă ca tata să nu tunde inclusiv menta din curte, știi? Cum adică tunde menta? Tata a venit astăzi special ca să-mi aranjeze curtea. Fresh menta, adică. Și am lăsat-o pe mama să aibă grijă să nu-mi tundă și florile și ce mai am pe acolo prin deci curte. Deci tatăl e la București. Uite aici poze cu voi trei, cu frații, și aici cu tatăl vostru. Asta e recentă de acum, de la Paște. Foarte frumos. Sunteți foarte frumoase.